Dacă o să găsească cheie, să-i deschidă. Dacă îl sprijini structura, mine la suntem mulțumit frumos tuturor pentru participare online, pentru toate cele cu siguranță, dar cu siguranță foarte tare, dar ăștia suntem noi aleși la voastră, noi reprezentanții la voastră, trăim în Codlea și am avut o continuare foarte bună. Bine, acum cum sting eu asta? Că habar n-am. Aia, nu mă știu, nu mă pricep, nu mă de brazi de dragoste? Domnul, avem portal. Avem portal online interactiv. Nu știu cum se tinge asta, nu știu. E ok, o ședință bună, constructivă. Vă felicităm și pe dumneavoastră pentru primul pas către creșă. E un lucru foarte bun. Să continuăm tot așa. Da. Eu știu că rezumat al ședinței de consiliu de astăzi, pot spune că am încercat și am insistat ca banii alocați la începutul anului pentru capitolul învățământ să rămână ca destinație finală pentru învățământ. Din păcate, majoritatea din Consiliul Local nu a dorit acest lucru, iar banii respectivi vor fi direcționați din nou către spațiile verzi. Am încercat prin acel proiect de înființarea acelei creșe pe raza municipiului Codlea să răspundem necesităților comunității. Mă bucur că până la urmă, cu toate că a avut loc o dezbatere destul de aprinsă pe acest subiect, iar majoritatea, la propunerea primarului, a încercat să amâne acest material. Mă bucur că materialul a trecut. De asemenea, vreau să precizez faptul că alianța dintre ALDE și PSD nu funcționează așa cum aș fi așteptat, măcar la nivelul numirii persoanelor din comisiile de specialitate. După cum ați văzut pe filmare, cei de la PSD au susținut persoana numită de către PNL, refuzând propunerea noastră în condițiile în care persoana numită de noi în cadrul Comisiei de Circulație avea și experiență în domeniu. Deci, ca o concluzie finală, majoritatea din Consiliul Local dirigează în continuare ca acești bani să se ducă acolo unde își dorește primarul, mai puțin pentru nevoile și necesitățile cetățenilor din municipiul Codlea. Vă doresc o seară plăcută, mulțumesc! Domnule, bine dată declarație? Nu, deloc. Ce este primarul? Ce are suma ca ședinței de astăzi? O concluzie finală. Acum ne dă și Irvin. Da. Absolut deloc. Cred că pentru Codlea putem sta chiar mai mult. Dar bineînțeles că au fost niște ore, din punctul meu de vedere, bine cheltuite de către toată lumea aici. Discuțiile au fost până la urmă, chiar dacă contundente, constructive. Suntem în situația în care energiile trebuie expuse pe masă, sunt foarte multe păreri contradictorii, dar în orice caz, cred că față de nivelul fostului Consiliu Local este un nivel mult mai bun, lumea înțelege că nu mai poate să continue în același fel și este un lucru bun. Cred că energia poate să continue să fie acumulată și pusă în folosul cetățenilor din Codlea. Că e un mare câștig, că avem promisiunea primarului pentru liceul teoretic, că vor... Asta este punctul pe, punctul pe care l-ați tot expus. Sigur că... Promisiune, din punctul meu de vedere este o declarație, o să vedem dacă va fi pusă în practică, dar în orice caz există o consemnare, da? Și audio, video și în scris și putem să-l tragem la răspundere dacă nu își respectă acest angajament. Seară bună, mulțumesc foarte mult, toate cele bune, la data. Curtea și curtea generală 2 ne permite să fie o criză. Dar deci ducem o polivalentă. O să reușim să lucrăm și toată. Și hamar, și volet, și masie, și tenis, și tenis. Și am început și un proiect, am dat mână-n mână. La un coleg care face așa ceva în țară. A făcut la
prin CRI, din Consiliul Național de Investiții. Bani de acolo, nu de la noi. Și a zis, ăsta e proiectul, în tribună sunt 250 de locuri pe scaune, da? Dacă avem relații, că aveam slavă Domnului, ne ducem la București. Sunt convins că vor accepta, la Târgoviște s-au făcut două, o singură localitate. Și a zis, nu, de ce să discriminăm școala generală de acolo să fac o sală mai mică? Și aici una mai mare. Dar prostirea. Adică, Păi, în 2012, când i-am predat lui Michic, a spus că la un moment dat era la un pas de zi.